Chiar dacă cu toții ne dorim o țară ca afară, nu știm, sau mai bine zis, nu vrem să avem grijă ca orașul nostru să fie ca o carte de vizită. Numărul de acte de vandalism din municipiul Drobeta-Turnul-Severin este în creștere, iar edilul orașului, Marius Creciu, afirmă faptul că se vor aplica în continuare sancțiuni. Lunar, în municipiul Drobeta-Turnul-Severin, se întâmplă zeci de acte de vandalism, unde băncile, fântânile, coșurile de gunoi din municipiu sunt vandalizate. Cele mai multe dintre aceste acte se întâmplă pe timpul nopții, pentru ca făptașii să nu poată să fie prinși. De această dată este vorba despre cupola ce acoperă scena de pe promenada Crișan, care a fost vandalizată, aceasta fiind tăiată. Acest lucru a fost remediat imediat de către autorități, însă edilul orașului Marius Creciu nu înțelege de ce oamenii nu vor să păstreze un oraș frumos cu care să ne mândrim. Avem lunar 10 de acte de vandalism. Asta a fost un caz special cu copertina, dar sunt bănci, coșuri de gunoi, trotuare, fântânile pe care le avem printre blocuri. Chiar copacii, micii copaci, cad pradă acestor vandali. Asta ține de buna creștere, de buna educație sau de nebuna creștere sau de faptul că nu sunt o parte din mică, e adevărat, din cei care locuiesc alături de noi în orașul Turnul Severin, nu sunt bine crescuți, au porniri de astea vandalice, au porniri de astea pe care nu le putem înțelege. Un om normal nu poate să înțeleagă ce în capul unuia care ia un coș de gunoi și îl aruncă în pârâul Crihala sau sparg becurile de la... Și cu totul, de fapt, am avut caz când au tras 13 stâlpișori de aceia cu beculeț, care arătau foarte frumos într-un parculeț, i-au luat și pur și simplu i-au spart, i-au rupt. Edilul orașului susține faptul că vor exista și repercursiuni pentru cei care efectuează aceste acte de vandalism. Chiar dacă mulți dintre ei acționează pe timpul nopții, în foarte multe zone din oraș există camere de luat vederi, astfel încât cei care încalcă legea să fie prinși și să plătească pentru faptele lor.